Premierul Victor Ponta a declarat că nu a fost de acord cu adoptarea ordonanței privind majorarea salariilor demnitarilor și că a decis ca în următoarea ședință de guvern să amâne intrarea în vigoare a actului normativ. Eu nu am fost de acord cu ordonanța privind creșterea salariilor demnitarilor. Ieri am ajuns în București și n-am fost de acord. Am spus că, într-adevăr, demnitarii trebuie să fie bine plătiți, dar odată cu legea salarizării, când mărim salariile la toată lumea. I-am spus domnului Oprea și colegilor mei, doamna Plum și domnul Teodorovici. Mi-au spus că este o discuție foarte clară cu președintele Iohannis. Și mă rog, n-am vrut să creez impresia că am ceva cu ceea ce s-a discutat între domnul președinte Iohannis și domnul Oprea în absența mea. Acum am aflat de la șeful cancelariei că domnul Iohannis nu știe nimic și nu are nicio treabă cu chestia asta și atunci revin la decizia mea și miercuri vom adopta altă decizie. Nu se măresc salariile la miniștri și la președinte decât odată cu salariile tuturor bugetarilor, a afirmat Victor Ponta. Întreba ce au discutat premierul interimar Gabriel Oprea și președintele Claus Iohannis pe această temă, Ponta arăta că cei doi au decis să adopte majorarea salariilor demnitarilor în absența sa.